Dragi spectatori, am revenit în câteva momente. O să avem legătura cu, cum spuneam, cu George Roncea, jurnalist de politică externă, care ne va explica. Este gata, regia? Da? Mai discutăm puțin? Domnule Nedim Bari, vorbeam despre situația din țările arabe vis-a-vis de acest film. Există multe scenarii cum că acest film ar veni totuși din cercurile sioniste, fiind un conflict cu tradiție între arabi și evrei. Da, păi primele știri care au apărut în presă din ceea ce privește cum a fost... Mă scuzați, iată, avem, continuăm discuția, este deja George Roncea. Bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Bine ați revenit la LTV! Știți deja subiectul pe care îl dezbatem, vorbim despre acest film blasfemiator care a apărut în țările arabe și a inflamat spiritele. Bun, să facem o precizare. Unul, că nu a apărut în țările arabe. Doi, acest film, de vreo 14 minute, a fost realizat acum vreo 4 luni, de fapt, aici chestia interesantă. A fost realizat de un egiptean copt și nu țin aminte că nu au câteva luni niște egipteni copti au fost puțin măcelăriți decât niște domni islamici. Asta este altă discuție. Dar chestiunea interesantă este că acest film, acum se știe, analizele care au fost făcute până acum, tot ce a scos la iveală presa americană și ce a reușit de la ancheta juridică desfășurată în momentul de față în Statele Unite, arată următoarele fapt. Plata acestui film a fost realizată de o organizație de evangheliști americani, foarte pudici, cum ar veni, dar filmul a fost realizat de un regizor de filme porno. Drăguț, nu-i așa? Odată, producția acestui film a costat foarte puțin bani, comparativ cu, deci, low cost, ca să zic așa, dar interesant este de ce filmul realizat acum 4 luni și postat pe internet acum 4 luni, de ce abia acum a explodat? Exact. Adică, până în toate aceste 4 luni, nimeni nu a observat că este acest film și brusc a observat acum. Și acum, să zic că niște chestiuni, când e vorba de coincidențe, numai asta, mai ales când e vorba de politică și politică mare, nu prea este o coincidență. Ce s-a detrăgat, ce s-a decârlic, ce anume a determinat brusc o asemenea inflamare a spațiului islamic, unde sunt sute de milioane de oameni, totuși. Și acum avem niște mici elemente. Un element este faptul că ancheta de până acum arată că atacul de la Benghazi, în care a fost ucis ambasador american, a fost un atac plănuit, premeditat și executat destul de tehnic sub raport militar. Pentru că, totuși, aceste safe houses ale ambasadelor americane din lume nu sunt chiar niște grădini prin care circul liber și nu e chiar așa simplu ca să penetrezi un sediu al ambasadei americane, să ucizi ambasadorul să-și scapi. Deci, asta este primul element. Factorul emoțional care a generat inflamarea a plecat de la ambasada la Bengali și de la ucizirea ambasadorului american, despre care am stabilit deja că a fost o acțiune premeditată, un caracter militar. Nu am stabilit eu, au stabilit organele de anchetă care cred că se înșală. După aceea vedem în restul lumii arabe, în marile capitale și în foarte multe alte locuri unde există grupuri de islamici, și în Europa și peste tot, vedem o inflamare fără precedent. Inflamare care, firește, are o logică, are un rost, este un film blasfemiator, într-adevăr, realizat în bajocul la prosfetului, dă temei indignării. Dar de ce indignarea a apărut dar acum? Repetăm încă o dată. O dată. Doi, dacă ne uităm la semnale publice pe tema asta, vedem că Iranul acuză Israelul că ar fi în spate. Inițial și autorul filmului, egipteanul copt, a pretins că ar fi de fapt evreu, s-a dovedit că nu este evreu, deci el a lansat această pistă. Avea un personaj interesant, acest autor al filmului, un om cu vreo 4 identități și cu o condamnare penală prin 2009. Exact. El nu poate fi, în momentul de față, anchetat și băgat la pușcărie pentru acest film. Dintr-un motiv, iarăși foarte interesant. Datorită Constituției americane, care precizează că free speech-ul este inviolabil și intangibil, el este anchetat acum nu pentru film, ci pentru faptul că în 2009 a încălcat niște reguli de eliberare condiționată și așa mai departe. Și acum să mai zic o altă chestiune. Regimul american, regimul Obama în principal, care invocă free speech-ul pentru a nu bloca pe internet, pe YouTube în principal, distribuția filmului, este un regim care este considerat, cel puțin de către organizațiile care monitorizează discursul liber în lume, unul dintre cele mai represive dintre regimurile succedate până acum la Comisia Statelor Unite. De ce? Avem exemplu WikiLeaks.
Chiar zile trecute, fondatorul sau în fine, purtătorul de cuvânt al acestei strane organizații care se ocupă cu telegramele americane scurse și prezentate presei, sub numele generic de WikiLeaks, spunea că Obama este foarte represiv la adresa discursului public, tocmai pentru că încearcă să-l bage la pușcărie pe viață, să-l lichideze, să-l termine și așa mai departe. Deci, într-un caz, regimul Obama este foarte preocupat de free speech-ul cu pricina, într-un alt caz, regimul Obama aplică reguli foarte dure, încercând să încarcereze un personaj care promovează libera circulație. Și reacțiile de la White House au fost contradictorii. Hillary Clinton a condamnat filmul, iar Obama la ONU a spus că cei care condamnă acest film ar trebui să condamne și defăimarea lui Isus sau negarea Holocaustului. Vedem în această declarație niște insinuări cu tentă directă. E cu atât mai curioasă să vă spun de ce, pentru că doamna Clinton este evreică la origine, în schimb domnul Obama, președintele american, este musulman la origine, se cheamă Hussein. Acum, nu e puțin caragios, deci un musulman la origine, cu numele de Hussein, lasă să circule acest film care aduce, în mod evident, atingere imaginii profetului și care provoacă un uriaș scandal întreaga lume islamică. Și acum ne întoarcem la coincidență. În momentul de față știm cu toții că uriașa armadă se află cam în zona Iranului, știm că există un discurs public al republicanilor pe de o parte și al democraților care se află și în campanie electorală, în care unul dintre elementele de discurs public care sunt folosite în această campanie e legat de Israel, respectiv de voința sau dorința Israelului de a fi atacat Iranul. Iranul nu este ca Irakul, deci nu este un teren plan și nu este o campanie împotriva Iranului, este evident că nu ar avea aceeași sort de izbândă ca, în fine, războiul, sau cum vreți să-i spuneți, atacul împotriva Irakului. Și nivelul militar al Iranului este diferit și poziționarea Iranului este diferită. Este evident că la nivelul de astăzi, al relațiilor internaționale, nimeni nu prea dorește cu adevărat să atace Iranul, cu excepția Israelului. Bun, și acum ne întoarcem la discursul lui Ahmadinejad și la afirmația așa că, de fapt, acest filmuleț ar fi opera serviciilor israeliene care doresc să creeze o stare de spirit sau să acutizeze o stare de spirit în lumea islamică, astfel încât se poate genera în planul opinii publice o presiune suficient de mare încât să justifice un atac militar. Este o variantă care este foarte posibilă dacă ne gândim la felul în care ataca Clinton Iugoslavia. Tot așa, pretinzând sau la felul în care a fost atacat Irakul sub pretextul existențe unor arme de ucidere masă și așa mai departe. Sau dezastru în care se zbate Siria. Chiar astăzi, mă uitam, 305 victime într-o singură zi. Se zbate într-un haos, într-o anarhie această țară. Nu știu nimic despre victime. Dar cine a spus că sunt 305? Poftim? Cine a spus că sunt 305? Nu e nicio sursă reală la fața locului care se poate spune ce fel de victime sau ce se întâmplă cu adevărat în Siria. Site-urile de știri citau. Deci e vorba tot de un astfel de scenariu. Se provoacă, se alimentează o stare de haos în aceste țări. Dacă îmi dai voie, chiar BBC-ul, nu-i așa, deci o instituție de presă care pretinde că pune deontologie mai mult decât orice, în urmă cu vreo lună și ceva, BBC-ul punea niște fotografii de prin 2004 luate din cu tot o altă parte a lumii, le cu niște bebeluși morți și așa mai departe și le plasa în contextul istoriei din Siria ca și când ar fi fost făcute acum. Am înțeles. Deci cu site-urile de știri și cu mijloacele de presă nu prea avem cum să... nu prea cred că sunt o sursă reală. În momentul de față în Siria nu știm cu adevărat ce se petrece, nimeni nu știe care sunt până la urmă cei care se văsesc la multe atrocități. Eu am văzut fotografii făcute de reviste de publicații mari care au avut posibilitatea să aibă la fața locului corespondenți care cu mari riscuri au înregistrat imagini îngrozitoare. Am înțeles. Încercam să ilustrez aceste practici de intoxicare. De rebeli, atenție. Deci rebelii care pretind că luptă în democrație, la rândul lor în Siria, se văzesc atrocități cumplite, inimaginabile. Cum s-a întâmplat și în media. Deci, până la urmă, în zona asta nu avem un reper foarte clar de analiză și nu știm cine este de partea bună, ca să zic așa. Mintea omenească încearcă să împartă lucrurile în alb și negru și să creeze o zonă de distinție. Bad guys, good guys. Cine sunt băieții buni, cine sunt băieții răi? Mie se pare că în ecuația asta nu este niciun fel de băiat bun și niciun fel de băiat rău. Nici lumea islamică nu este formată doar din băieți buni. Faptul că religia islamului este o religie a păcii este una, dar faptul că există niște grupări, cum sunt frații musulmani în Egipt,
cum sunt toți soldate în grupări, mai mult sau mai puțin marginale ale lui musulmane, care propagă violența, generează o ecuație care aglutinează, amestecă percepția. Nu putem să tragem niște concluzii extrase din context. Situația acolo este cu totul altfel și spiritele sunt radicalizate de niște atrocități. Oamenii sunt ușor de atrași în niște atitudini extreme, în momentul în care își văd părinții, copiii murind. Încercăm să revenim la acest film, la rolul pe care îl joacă această petardă în lumea musulmană. Acest film nu este singurul film, nu este singura... dacă mă țineți minte, cu niște ani în urmă, am mai fost lansat în niște desene animate în bajocură. Exact. Deci nu este singurul, hai să zicem, singura formă excesivă de atac la adresa unei regii. Și dacă îți facem o paralelă, gândiți-vă că aici, în România, o duduie, Alina Mungiu, care e un personaj important în tot felul de vectori politici, care a capacit să ajungă europarlamentar pe listele PDL, s-a lansat în viață cu o piesă de teatru blasfemiată la adresa Fecioară Maria și a lui Iisus. Piesă de teatru care a fost sponsorizată și a primit un premiu de la Fundația Regală și care a lansat-o pe acest personaj îngrozitor, sinistru, în lumea publică. Iar cu așa ceva s-a lansat în lumea după anii 90. Reacția la noi a fost 0-0 barat. Deci iată, când în lumea islamică, sau când este atacată o figură cheie a lumii islamice, reacția o vedem la nivel mondial. Când este în schimb bajocorită și atacată religia noastră creștină care ne aflăm cu toții, reacția este 0-0 barat. Și asta este un indicator cu privire la situația în care ne aflăm noi în raport cu restul lumii. Pentru că și asta este luat în considerare. Că ne-ar interesa prea puțin ce se întâmplă cu un filmuleț făcut de un regizor porno din America, dacă acest filmuleț nu ar pune în ecuație ruptura acestei lumi. Noi ne aflăm într-o lume care are forme clare de schizoidie. Pentru că, pe de o parte, într-adevăr, dacă te legi și dacă comentezi cumva mitologia Holocaustului, ești băgat la pușcărie direct. Deci există legi în momentul de față care îți interzic măcar că discuți despre, hai să zicem, să pună la îndoială orice. Practic alimentă dogmă. În schimb, televiziunile importante din România, lideri politici și așa mai departe, își pot permite cu ușurință să-ți bate joc și de religia creștină, și de simboluri naționale, și de simboluri ale ortodoxiei, și de orice. Pe scurt, pentru că mai avem doar câteva minute, cum trebuie să reacționăm, inclusiv noi creștinii, vis-a-vis de astfel de situații? Păi, pe noi, pe români, că nu cred că contează discuția la nivelul întregii creștinătăți, în primul rând, pe noi, pe români, la noi nu se întâmplă așa ceva. La noi trăiesc zeci de mii de cetățeni, fie români, fie de alte etnie, care sunt... Ați expus niște exemple vis-a-vis de aceste materiale cu caracter blasfemiator. Deci cum vi se pare normal să reacționeze? Iată, dacă îmi cereți mie părerea, eu într-un fel îi înțeleg pe musulmani. I-a rănit în ceea ce au ei mai curat, în religie. Dar nu poți să omori. Nu poți să omori. Dar nici nu se pune problema de omorât. Acolo au fost niște revolte. Ambasadorul american a fost ucis. Oamenii au fost uciși. Nu poți să faci chestia. Nici o religie nu cred că permite uciderea cuiva. Este corect. Imposibil și la nu, mă refeream la a fi indignat, la a-ți manifesta indignarea. În niciun caz să o ducem la extrem, la crime. Doamne ferește. Toate formele de indignare sunt legitime. Orice formă de nesupunere civică este legitimă. Orice formă de protest este legitimă. Cu o singură condiție, să nu implice uciderea și moartea. Pentru că atunci numai legitimă este drăcească. Așa este. Este o lucrare a dracului, nu mai este o lucrare a Dumnezeirii. Când iei viața cuiva în felul ăsta, când se vârșește asemenea atrocități, este evident că persoanele sau cei care participă la așa ceva nu au niciun fel de a face nici cu religia, ci cu totul altceva. Și înseamnă că islamul este folosit în momentul de față ca un vector al unui tot alt tip de manifestare. Asta așa mi se pare mie în momentul de față. Și din punct de vedere religios se află de aceeași parte cei care săvârșesc crime, nu se deosebesc cu nimic de cei care săvârșesc acele blasfemii. Că cineva provoacă, cineva pune paie pe foc. Acești cineva între cine? Este evident că nu au nicio treabă cu nicio religie, ci fac parte din tot alt tip de organizație. Spune, George, cine este în spatele acestei... Nu știu dacă... Cazierii nu pot să adică speculații, nu sunt... Cine ai bănuit tu că se află în... Eu bănuiesc că există în momentul de față, la nivel mondial, un grup de oameni foarte, foarte, foarte răi. Nu o spun eu, o spun șef de servicii ieșiți în rezervă și personaje care sunt mai internate decât mine. Nu fac acum o trecere în revistă, că e totuși un interviu la telefon, așa. Dar oricine vrea poate să dea niște sărciuri, există inclusiv ofițeri, foști ofițeri din SIE, de la noi, care au scos niște cărți pe tema asta. Există, la nivel mondial, niște grupuri de oameni care au, ca obiectiv, controlul total și absolut asupra lumii, transformarea unei părți a lumii în sclavi, cretini, cine sunt aceștia? Păi,
Nu e o singură organizație, sunt mai multe, este o rețea. Îi leagă ceva anume? Și da, îi definește ceva, sfidarea oricălor valori creștine, oricălor valori religioase și bajucura față de tot ce înseamnă ființă omenească. Asta este, îi numește cu claritate. Și o lipsă de, și un cinism, și o lipsă de scrupule în atingerea scopurilor, care depășește orice fel de imaginație. Sunt gata să ucide, să omoare, să facă absolut orice pentru a-și atinge obiectivele. Au de-a face cu cercurile sioniste? Iată, mă întreabă un telespectator. Sionismul este o... Telespectatorul va trebui să este sionismul. Nu cred că au de-a face cu sionismul, că sionismul înseamnă altceva. Sionismul a fost o mișcare care a luat de scop prefacerea la statul Israel. Bun, George, pentru să mai sunt foarte puține minute, așa, îți mulțumesc din suflet pentru intervenție. Că ne-ai lămurit... Nu cred că am lămurit nimic, doar am pus niște, am ridicat alte întrebări. Bine. Îți mulțumim. Te așteptăm cu drag în celelalte ediții ale emisiunii Drumul Spiritual. Toate cele bune. Mulțumim. Dragi invitați, a punctat bine George Roncea? Pe scurt, domnule Nelimbari. Da, într-adevăr. Deci, așa cum a spus... Haosul este provocat, da? Este întreținut, cum spunea și George, de niște cercuri. Este alimentat... Clar este ceva în spatele acestor provocări care nu ar fi greu de identificat. Trebuie doar cineva să cugete asupra ceea ce se întâmplă în lume la ora actuală, unde a dus acest haos și cine este unicul. O să rog regia în ultimele două minute să am o intervenție cu Rapcea, dacă se poate. Părinte? Da, domnul Roncea... un reputat jurnalist, de altfel, vorbește și foarte bine. Mi-a plăcut, dar am un codicil foarte mic, dacă este îngăduit. Nu sunt de acord că noi nu avem reacție, unu, dacă punem problema în termenii ăștia raportat la reacția islamului sau a musulmanilor, deja creăm o paritate, aici e foarte periculos din punct de vedere teologic și al credinței. Pe de altă parte însă, avem o reacție. Să știți că totuși avem o reacție. Piesa aceea nu s-a mai jucat, dacă e să vorbim strict de... Mulțumesc că l-avem cel de-al doilea invitat în telefonică. Mai sunt doar două minute. Am înțeles. Așa. Bună ziua, domnul Mihai Rapcea. Bună ziua. Ca reprezentant al societății civile, ca militant pentru respectarea acestor drepturi civile, cum ați privit această situație? Pe scurt, mai sunt doar două minute. Ca pe o provocare. Este o provocare care a venit la momentul potrivit. Este un moment politic, geopolitic, sensibil, în care Israelul încearcă să împingă America într-un război împotriva principalului său oponent, Iranul, țară islamică. Principalul finanțator al milițiilor militante islamice. În condițiile acestea, este evident că avem o situație în care este greu de dovedit filiația, legătura între protagoniștii filmului, între acel pastor Terry Jones, cel care ardea Coranul în spațiu public și... Asta sunt niște marionete, în definitiv. Secrete, dar sunt marionete care, sau idioți folositori, cum li se mai spune, care sunt folosiți la momentul potrivit, iar promovarea aceasta excesivă a acestui film, Inocența musulmanilor, este iarăși, a trebuit să dea de gândit opiniei publice. Da, George Roncea, pe care l-am intervievat adineauri, spunea că nu a fost difuzat în țările arabe. Cu toate astea, iată, asistăm la o adevărată explozie din Orient până în Africa. Da, filmul are peste 8 milioane de, avea 8 milioane de vizualizări pe YouTube când l-am văzut eu. YouTube-ul refuză să-l blocheze, ce alte mijloace de socializare refuză să-l blocheze. Iar filmul nu este altceva decât o înșiruire de ofense aduse... Exact. Islamului, ceea ce mi se pare o chestiune absolut oribilă. N-ai voie să profanezi niciun fel simbolurile unei alte religii, chiar dacă nu crezi în ea sau chiar dacă nu... Deci trebuie respectată. Părerea noastră, cine are interesul să întrețină astfel de situații de conflict? Chiprodes, cum spuneau latinii, numai Israelul are acest interes, pentru că Israelul este cel care permanent incită mediatic la război împotriva islamului. Deci, nici eu nu sunt de acord cu manifestările islamiste din Europa. Din ce în ce mai mulți arabi și turci avem în Europa, într-adevăr ne înghit, dar nu este o soluție să declanșăm un război interreligios. Unde? La noi acasă. Deci nu se poate așa ceva. Noi avem problemele noastre care trebuie rezolvate și nu este cazul să ajungem la un astfel de conflict.
Ați condamnat, sunteți, aveți o activitate publicistică, sunteți foarte activ și în latura aceasta. Sunteți și organizatorul unor mitinguri de protest la ambasada Israelului atunci când a fost atacată. Deci noi permanent am militat pentru pace, am ieșit atunci când au bombardat Irakul, am ieșit când au bombardat Serbia, americanii. Deci avem o bogată activitate de stradă prin care încercăm să sensibilizăm opinia publică față de astfel de excese militantiste care nu duc în niciun fel la conlucrare și la înțelegere între popoare. America, eu zic că epoca americană de jandarmi internațional a apus. Este momentul ca ei să cadă la o bună înțelegere și cu alte popoare. Asta este. Vă mulțumim, vă așteptăm cu drag în celelalte emisiuni. A fost Mihai Rapcea, avocat, un militant pentru drepturile civile. A apărat de asemenea și cauza palestinienilor și a musulmanilor în diferite situații. Au fost și evrei apărați de el, deci acest om chiar nu poate fi suspectat de partizanat în această discuție. În loc de încheiere, pentru că a trecut atât de repede această oră, domnule Nedim Bani. Bineînțeles că... Ce trebuie să rețină mult, atât creștinii cât și musulmanii care asistă la astfel de situații? Bineînțeles că noi chemăm pe musulman înainte de a chema pe alții, pentru că un musulman este cel care respectă învățăturile Coranului. Și chemăm să respecte învățăturile Coranului și viața profetului în tot ceea ce fac. Ceea ce s-a întâmplat în Libia, celelalte proteste care au dus la crime și ucidere, de toate aceste lucruri sunt responsabili oamenii aceia care au ieșit în stradă din ignoranță și nu au respectat, partea pacifistă a acestor proteste. Nu este permis din punct de vedere islamic să ucizi pe un ambasador, niciodată profetul, câți ambasadori a primit în timpul vieții lui, de fiecare dată nu are curs să ucide sau să omoare și a încurajat de fiecare dată ca ei să trăiască în pace și să ajungă înapoi. Trebuie să fim totuși prudenți, domnule Nedim Bari, încă nu s-au stabilit, anchetele nu au scos la iveală cine i-au omorât pe acești ambasadori. Să nu, totul a fost organizat foarte bine, nu? Pregătit dinainte. Deci poate nici n-au fost musulmani, poate așa că a fost doar sunt mulți care susțin că a fost un scenariu care să justifice anumite reacții dure și anumite mișcări pe plan geopolitic. Noi nu negăm că și musulmanii sunt în stare să facă. Bineînțeles. Absolut. Că sunt fel de fel de oameni, dar ceea ce s-a întâmplat noastră, este greșit. Cel puțin în emisiunea noastră ne axăm strict pe așa cum ar trebui să reacționeze atât creștinii cât și musulmanii, orice om credincios, orice om cu frică de Dumnezeu, orice om care trebuie să apere pacea și viața. Vă mulțumim, domnule Nedim Bari, președintele Fundației Islamul Azi din Constanța, din zona Delfinariu. Un colaborator permanent și drag al emisiunii Drumuri Spirituale, care în fiecare joi este dedicat comunității musulmanilor din Dobrogea. Părintele Cezar Axinte. Părinte, în loc de încheiere. Cuvântul Sfântului Arhidiacon și Mucenic Ștefan, nu le socotilor, Doamne, păcatul acesta. Părinte, vă mulțumim cu acest gând de pace, să nu ne rămâne decât să le urăm telespectatorilor noștri o după amiază liniștită, să plece cu gânduri de pace și să înțeleagă ceea ce am încercat noi să discutăm pe parcursul, să dezbatem pe parcursul acestei ore. Pacea, credința nu are nimic de a face cu violența, cu crima, cu ura. Dragi telespectatori, cu aceste cuvinte închei ediția. Sunt Codruț Burdujean și vă doresc în continuare o după amiază plăcută. La revedere!